Sau și v-am găsit la un nou episod din Kingdom. Hai să continuăm. Data trecută ne-am refăcut baza. Am aflat niște chestii noi. Am aflat faptul că pe măsură ce îți upgradezi baza principală, adică asta de aici, vei primi din ce în ce mai puțin bani. Cel puțin asta am înțeles. Așa că cred că o să stăm cu baza principală mai mică pentru început, ca să primim cât mai mulți bani și să ne facem o armată de arceri. Și pe urmă vom upgrada în mai mulți. Într-o casă mai mare. Momentan suntem destul de în regulă. Mai avem nevoie de oameni, dar nu cred că o să ies încă până când nu se duce noaptea. L-am întrebat pe developer dacă va exista vreo versiune de Android, de iOS, de telefon în special. Au spus că n-au anunțat încă nimic, dar se uită la chestia asta, pentru că știu și ei că sunt mulți oameni interesați. Au spus că se vor uita la o metodă prin care ar putea să porteze jocul pe Android, dar nu promite nimic. Deci încă nu avem vreo confirmare, nu avem nimic, doar putem să sperăm că se va lansa în curând și pe Android și pe iOS. Și pe Windows Phone și pe ce alte platforme mai există. Dar v-am zis, momentan habar n-am, nu avem nicio confirmare de la el, doar faptul că se vor uita la chestia asta. Bun, am luat încă doi oameni de acolo. Vremea e ploioasă, văd că deja vin monstruleții. Ei nu o să vină foarte mulți la început, o să vină așa puțini. Arcerii ăștia se vor descurca destul de bine să ne apere împotriva omuleților. Holy fuck, i-a furat! Voi ați văzut? Oamenii pe care i-am luat eu, din cauza monstruleților, nu mai sunt oamenii mei pentru că le-au furat bănuții. Ia mă bănuțul de aici, ia și tu bănuțul de aici și vin înapoi. Bă, ce monștri răi. Fura bănuții la oameni și... L-am întrebat pe developer niște sfaturi. Ce sfaturi are pentru a reuși mai bine în acest joc. Și a zis că sfatul numărul 1 pe care îl are el e să ai o armată mare de arceri. Foarte mulți arceri tot timpul. Și o să încercăm să facem asta. Așa că cât mai mulți arceri... Bineînțeles că trebuie să ai și builderi, dar din ce în ce mai mulți arceri o să trebuiască să facem. Să căutăm, pentru că arcerii, vedeți câți bani îmi fac? O grămadă. Și în momentul în care ai mulți arceri, te apără foarte bine. Luați-vă bonus și duceți-vă în bază. Să mai merg pe aici puțin. Când evoluăm și ajungem la un level mai mare, o să putem să ajungem să ne facem și ferme. Fermele îți fac destul de mulți bani. Dar momentan, parcă n-aș vrea să mă aventurez mai mult. Aha. Statuia asta le dă putere builderilor. Dacă dai bani la statuile astea de aici, vei putea face construcții mai repede, de exemplu. Builderii vor fi mai puternici. Sau dacă dai bani la statuia aia cu arcerul, arcerul va fi mai puternic și va omorâ mai repede. Ai două variante. Bineînțeles, te costă o grămadă de bănuți și momentan nu cred că e nevoie. Nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să continuăm în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Eu pur și simplu ador efectul ăla de jos. Vezi că e un efect jos acolo de reflexie, unde vedeți apa și mă reflectă caracterul și asta, nu știu, ador cum se vede pixelat și totuși e reflexie. Prea tare. Uite câți bani fac arcerii. Hai să facem un mic zid acolo. De fapt, un zid o să fie un loc pentru arceri. Un fel de turn de ăsta. Avem și builder disponibil, dar... Ia. Yeah. Aici ar veni? Cred că da. Noi dacă vrem să ne extindem, nu putem să ne extindem fără să tăiem copacii. Deci să tăiem copacii ăștia de aici dacă vrem să extindem baza mai încolo. Dar pe cât îmi extind baza, pe atât o să fie mai dificil de apărat. Deja se face noapte și eu am dat comandă la builder să duc acolo. E super periculos ce am făcut eu acum. Holy fuck, câți arceri am aici. Mă băieți, voi sunteți siguri că vreți să stați toți aici? Pentru că eu nu prea sunt sigur de chestia asta. E un om acolo? Ia vină tu-mi coace. Nu știu dacă o să meargă strategia asta cu foarte mulți arceri. Rămâne de văzut și dacă nu merge o să murim, încercăm din nou altceva și tot așa. V-am zis, până la urmă, asta e ideea jocului, să ai, de fiecare dată vei începe altfel și vei avea alte zone de explorat.
Și bineînțeles, poți să folosești alte strategii. Nu e neapărat să ai aceeași strategie tot timpul. Deci, în regulă totul. Băieții ăștia văd că s-au apucat de spart astea. Haideți înapoi, builderi. Veniți înapoi. Nu stați acolo! Nu știu, o să moară builderii ăștia dacă nu se întorc. Pentru că deja e noapte, văd luna pe cer și monstruleții sunt aproape. Să stau eu cu ei. În caz că vin monstruleții, o să le arunc niște bani să plece. Am punga plină de bani acum. E destul de ok. Vom mai face niște arceri cu acești bani. Fac, nu mai pot să fac, asta e maxim. Fac, nu mai pot să fac. Aha, ia uite ce trag băieții. Dar nu nimerește niciunul. Bă, sunteți câși, rău de tot. Bine așa. Asta pot să mi-o repar, pot să mi-o fac și mai puternică de atât dacă e. Dar parcă n-aș vrea să... A? Oricum, dar chiar dacă vine builderul aici, sunt și ăștia. Ok, cât de cât în regulă. Și am mai trecut o zi. O să trebuiască să găsim oameni noi. Exact asta o să fac. O să merg în căutare de oameni. Hot. Și o să observați că eu nu-mi cheltuiesc acum bănuții decât pe ce e nevoie. Nu o să-mi upgradez baza încă. Facem o armată puternică și după aia. Că mi-ați povestit voi că o să vină și monștri de aia mari cu mușchi și vor veni și monștri zburători și tot felul. Deci nu o să fim chiar în siguranță. Deci trebuie să avem o armată mare înainte să ne extindem. Nu-mi place ceața asta deloc. Mi-e frică pe aici că... Mă, de alta, dar sunt foarte mulți boschezi de ăștia. Și dacă vin monstruleții o să fie rău. Cât mai mulți oameni trebuie să ai? Și e bine că am mai găsit încă doi. Ceva pe aici? Încă un camp. Sper să nu dau de monștri. Luați voi doi bănuți și hai repede în bază, eu o să fug. Nu cred că au cum să spuneze în fața mea monștri, doar în spate. Hai repede, 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 viteză. Ei, și până la un moment dat când căluțul tău nu mai poate și o să vedeți că e respirația lui, înseamnă că a obosit. Și o să trebuiască să mai așteptăm puțin până când putem să accelerăm din nou. Vezi că dacă încerc să accelerez, pur și simplu se ridică și face așa. Ia, câți bănuți ai făcut tu? 3 bănuți, e destul de bine, destul de decent. Având în vedere că majoritatea arcerilor fac bănuți, e chiar foarte ok. O să vreau să-mi upgradez zidul ăsta. Ăsta-l upgradăm. Așa. Și o să trebuiască să găsim o construcție în afară, făcută din lemn. Pe aia dacă o upgradăm și o facem în piatră, vom reuși să, să ne construim ziduri din piatră și baza din piatră să putem să facem. Adică să facem practic un castel. Holy fuck. De ce s-a auzit muzica aia creepy? Sper că nu-i de rău. Omuleți, veniți cu mine. Nu stați pe afară. Veniți și luați-vă arcuri și intrați în armata mea. Se audă melodie ciudată și mi-e frică că vină ea mulți. În ce trageți voi pe aici? Sunteți în regulă? A, uite că au venit omuleții. O să-i facem pe toți arceri. Builder, n-avem nevoie chiar atât de mulți că nu facem atâtea construcții încât să fie nevoie. Hai, intrați toți în bază, că deja s-a făcut noapte și e super periculos acum să stați pe afară. Cât mai mulți arceri, cât mai mulți. Avem bani suficienți pentru toți. Chiar aș putea să-i upgradez turnul, dar nu o să-l upgradez acum pentru că... A, e luna, e luna roșie. E de rău. O să vedem acum cum vom reuși să supraviețuim atacului. Am bani să reconstruiesc în caz de ceva, dar totuși ar fi bine să... Uite câți arceri am aici. Haideți băieți, știu că puteți. Să văd cum stau ceilalți în partea cealaltă. Partea cealaltă, ăștia văd că stau... Aha, uite-i. Holy fuck, cât sunt! Bineînțeles că o să-mi omoare parte din ei, dar...
A, vedeți? De asta trebuie să ai cât mai mulți. Pentru că în partea asta nu am foarte mulți și pe aici o să intre și o să-mi omoare oamenii. Hai, nimerește și tu ceva. Băieți? Așa. Bun, ăștia care... Luăm înapoi. Să le dau, nu... Mi-au luat arcurile în mare parte. Nu e mare chestie. Dar trebuie să fim mai bine pregătiți. Oricum, am supraviețuit, aș spune, mult mai bine decât în prima noapte când ne-au rupt aia în două. Stai așa, că sunt unii oameni care au fost răpiți. Nu răpiți, dar le-au furat hainele și chestiile și trebuie să-i aducem înapoi la noi. Nu vreau să plece nimeni. Vreau să stea toată lumea aici. Și să fim o familie mare. Hop. Bun, avem nevoie de măcar încă un builder. Și în rest, archer la greu facem. Ia uite ce armată de archer aici. Ăștia s-au descurcat foarte bine. Vedeți că aici nici măcar n-au reușit să penetreze baza. Doar prin partea cealaltă au intrat. Oricum o să fie mai lejer o perioadă de timp. Am impresia că 5 nopți o să fie lejer și pe aia din nou luna roșie și vin o grămadă. Dar așteptăm să primim bănuți de la archeri. Că și builderii îți mai dau bănuți, asta e momentul în care tu tai copaci. Și apropo de tăia copaci, de ce nu hai să tăiem și copaci ăștia doi de aici? Pentru că aici o să putem să facem o fermă. Întotdeauna unde vedeți apa asta de aici, puteți să vă faceți o fermă și sunt destul de multe zone. Vezi câți bani faci cu o grămadă de archeri? De asta e important. Nu mai am. Bun, voi ați prins ceva? N-ați prins nimic, dar nu e vina voastră neapărat. Faptul că nu au mai venit animale în zonă. Deci două lucruri trebuie să țineți minte dacă vă jucați acest joc. Nu vă upgradați casa asta de aici. Până o perioadă mai lungă de timp, nu știu, câteva nopți, 10 nopți, 20 de nopți, habar n-am. Pentru că în momentul în care o gradați, cu cât o faceți mai mare, cu atât primiți mai puțin bănuți pe parcursul diminețiilor. Și pe atât vin monștrii mai puternici la voi și nu o să puteți supraviețui atacurile alea puternice de la ei. Bănuți. Ia mare, e pura și chestia, uite ce de bani. Trebuie să aveți grijă, archer, pentru că în momentul de față sunteți cam descoperiți în zona asta. Hai să băgăm repede să construim până când se face noapte. Facem acolo ceva. Îi facem turnul ăstuia. Facem mare. Turn de ăsta cu mare tipul ăsta aici o să aibă. Și... Cred că e în regulă. Mai fac încă doi de sau un archer acolo. Și în rest ar trebui să ne întoarcem în bază pentru că de acum o să vină ureți. Haide, deja și-a luat un arcu. Nu mai am bănuți ca să mai fac, aș mai face. Pe bune, strategia asta cu o grămadă de archeri văd că funcționează. Vedeți că am într-o parte o tonă de archeri, am într-o parte o tonă de archeri, tot așa. Turnul oslu ăsta l-aș ridica un pic mai sus, dar nu mai am bani. Nu știu dacă o să reușească să-l prindă pe ăsta dacă stă în turnul ăsta mic. Dacă sar la el. Și voi vedeți că noaptea ei nici măcar nu încearcă să moare animalele? Că sunt animale aici, la noi. Și ei nici măcar nu încearcă să le atace, cam face bunuți. Deci probabil doar pe timp de zi se bagă la atacat animale și să facă bani. Și pe timp de noapte se ocupă doar de apărarea bazei. Uite câți oameni am aici, what the fuck? Ce se adună toți la turnuri. E destul de tare. Cred că a funcționat, văd că nici n-au venit monstruleții. Deja s-a făcut dimineață. Așteptăm să sune clopotele. Nu o să primiți chestul ăla în bază până când nu auziți clopotele de dimineață. Chiar că voi vedeți că se face lumină, nu o să trebuie să așteptați. Mie îmi place jocul ăsta și chiar îmi place că mi-am făcut un obicei să-l joc în fiecare seară și voi vă uitați în fiecare seară. E practic... Am prins un obicei să-l fac ultimul joc de pe seară și
am văzut că vă place, dar nu știu exact cât o să putem să-l ducem. Îl ducem atât timp cât există interes și să vedem cât de mult înaintăm. Gata, sună clopotele, putem să mergem să luăm chest-ul. Și avem bonus din nou pentru a lucra la bază puțin. Oh, ia uite. Aveți ceva bonus pentru mine? Aveți. Turnul ăsta o să îl ridic. Îmi place și muzica din joc, e foarte relaxantă. Deși jocul e super greu. Dar se potrivește. Mai facem un arc aici pentru... Am văzut că era unul care n-avea niciun job. Du-te și ia-l. Așa. Și turnul ăsta trebuie să-l ridicăm și lui. Pac. Ce de bani. Băieți, ați mai făcut ceva bani? Păi n-ați mai făcut, dar văd că sunt doi omuleți aici care abia așteaptă să lucreze pentru mine. Hai să mergem să facem și un muncitor. Și o să trebuiască să ieșim în curând să explorăm. E cam mai ora că se face noapte din nou. E recomandat să nu ieși niciodată din bază fără să ai măcar, să zic, vreo 5 bănuți la tine, pentru că în momentul în care te fugăresc acești monstruleți, poți să scapi de ei dacă le arunci bani. Ei vor bani. În momentul în care te fugăresc, tu le arunci bani și ei te vor lăsa în pace. Vor lua bănuți și se vor întoarce. Așa că vă recomand, dacă vă duceți cumva să explorați, niciodată să nu plecați fără bani la voi. Mai văd încă doi oameni aici, dacă tot i-am găsit, o să-i luăm la noi. Cât mai mulți oameni. Asta mă interesează. Și având în vedere că se face noapte, o să ne întoarcem. Sper să reușească să ajungă în bază, dar îi merg cam încet și cam departe baza, dar nu știu. Să vedem în funcție de ce noroc au. Dar imaginați-vă că vă puteți construi baza nelimitată, adică nu există limită de bază. Poți să o faci cât de mare vrei tu. Doar că v-am zis, cu cât te extinzi mai mult, cu atât vei avea probleme mai mari. Oh, dicăluți. Ăla n-a mai luat nimic. Să mai fac un arc aici. Tu du-te și el, mai facem încă unul. Și în rest suntem în regulă cu toate, adică... Singura chestie la care, pe care aș vrea să o fac, uite deja monstruleț. Pe care aș vrea să o fac e să găsesc clădirea aia din lemn și să o facem din piatră. Să putem să facem garduri din piatră. Uite cât de bine merge protecția asta, pe bune. Asta e tot secretul. Faci o tonă de arceri și ești protejat. Bine, să stresai suficient ca să ducă și într-o parte și în alta, dar merge. O grămadă de iepurași aici, așa că în momentul în care se face zi o să avem bănuți la greu. Fuck. Notificare pe telefon. Era așa liniște și dintr-o dată notificare. Bun. Important acum va fi să explorăm puțin. Având în vedere că am stat destul de mult în bază și ne-am construit-o, un pic merge să explorăm. Vom lua încă doi oameni. Cred că o să iau pe toți pe care îi văd, pentru că sunt foarte importanți. Și pe toți o să-i fac arceri. Aș vrea să găsesc clădirea aia. Am mai găsit-o, asta e faza, am mai găsit-o, dar de fiecare dată se schimbă. Asta te ajută la muncitori. Dacă dai bonus la asta, te ajută la muncitori, dar n-am nevoie, sincer. Asta te ajută la archer, cred. Una din ele e archer, una din ele e muncitori. Nu știu care e una și care e alta. Și avem portalul acolo, bun. Care o fi din astea două? Ăla e muncitor, cred. O să vedem. O voi folosi pentru asta. Da, am luat pentru archer și asta ne face archerii mai puternici. Și e exact ce vroiam. Numai că mi-am mâncat o grămadă din bănuți. Mergem ușor să nu speriem cerbii ăștia. Ei, indiferent că am mers ușor, a zis că el tot s-a întors? Tot se întoarce. Se întoarce, nu... Arcerul meu e
Nici nu știam că a venit Archer-ul până aici, dar uite câți bani a făcut. Păi asta înseamnă că pot să upgradez în principiu și statuia de la muncitori. În principiu. Acum mi-e cam frică că e exact lângă portal. Dar o să upgradăm repede și o să fugim. Bine așa. Bun. Am upgradat cele două statui. Acum muncitorii mei și cu arcerii vor fi mai puternici și ne vom descurca un pic mai bine în încercarea noastră de a face un imperiu. Nu e chiar un imperiu. Încercăm și noi să facem acolo ceva, da? E interesant că arcerii mei vin până aici. Nici nu știam că explorează atât de mult ei. Sper să nu se ducă prea departe, că mi-e frică să nu vină iarăși luna aia roșie. Să mă trezesc că n-am niciun arcer în bază. Uite cât bani au făcut. Aș adora jocul ăsta dacă l-ar lansa pe mobil. Cred că nu m-aș mai despărți de telefon niciodată. La cât de mult îmi place joculețul. Mai băgăm un arcer, că n-avem nevoie de chiar atât de mulți muncitori. Aici suntem cam descoperiți cu arceri. Oh my god, câți bani! Vezi că mergem mult mai bine cu strategia asta nouă? Cred că e luna normală. Dar în data viitoare vom merge în partea cealaltă. Să explorăm, să vedem ce găsim. Gardurile astea strălucesc, au steluțe pe ele, astea înseamnă că e foarte bine. Mai avem ceva oameni care n-au meserie pe aici? Nu cred. Suntem în regulă. Facem niște arcuri. În caz de ceva, avem arcurile disponibile. Să zicem că vin și ne atacă și le fură arcurile, vin repede să-și ia alte arcuri și asta e. Băieți, haideți în bază repede că nu știu ce o să vină. Chiar nu știu. Avem o noapte posibil furtunoasă. Oh, protecție super bună. Și văd că unii dintre ei trag și cu altceva. Nu știu, am văzut niște proiectile mult mai mari. Oh, calmați-vă, băieți. Vede cum trag toți, vor să moară iepurile ăla și nu reușește niciunul. Bun. Deci în bază, în momentul de față, nu mai am nevoie să upgradez nimic. Cred că voi salva aici și vom vedea în episodul următor dacă vom găsi clădirea aia șmecheră de care vă ziceam eu. Ca să facem astea de piatră. Da? Cam atât cu episodul ăsta de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm cu episoade în fiecare zi, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!